Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fi Tânăr. Ca de obicei, v-am pregătit câteva reportaje despre tineri care s-au remarcat prin curajul și hotărârea pe care o demonstrează în activitatea lor. Nicoleta Guranda și-a trezit din întâmplare o pasiune de a face pom din bănuți, niște adevărate opere de artă. Octavian Apostol, de aproape 2 ani directorul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Moldova, ne va vorbi despre realizările sale în această funcție. Iar spre final veți afla tainele dansului din Buric, explicate de Marina Lelenco, tânăra care încearcă să promoveze dansul oriental în Moldova. Vă doresc tuturor vizionare plăcută! Toți bănuții din pușculița sa plină, dar și alte monede din țări diferite sunt utilizate de ea pentru a deveni creații care ajung să bucure ochii admiratorilor. Nicoleta Guranda și-a trezit din întâmplare o pasiune de a face arbori din bănuți. Cum a început Nicoleta aventura sa în lumea creațiilor din bănuți, dar și din piele, pentru că tânăra mai nou confecționează și niște frumoase accesorii. Veți afla din reportajul care urmează. Cum era de așteptat, meșterița are la vedere lucrările sale. Să știi că ți-am adus ceva. Mersi mult și îmi pare bine să te văd. Spune-mi cum a apărut această pasiune. Această pasiune a apărut, nu știu, probabil este prin genie. Mă plimbam prin centrul Air Maroc și aveam nevoie de un cadou pentru rudele mele. Și am văzut astfel de lucrare, deci ca pentru buzunarul unui student era cam scump, în orice caz l-am procurat. Am fost certată de mamă, am analizat din ce este făcut și apoi am mers, mi-am procurat materialele și l-am reprodus acasă. Cât ai lucrat la prima ta lucrare după ce te-ai inspirat din acel cadou cumpărat? Această lucrare mi-a luat timp o săptămână, până am făcut cunoștință cu tehnica și până s-a uscat lepiciul. Cât timp în urmă ai realizat-o? A fost cu cam aproximativ 2-3 ani în urmă. Nicoleta deține licență în biologie moleculară, iar acum este masterandă la specialitatea bioeconomie, dar și așa tânăra găsește timp pentru pasiunea sa legată de lipitul bănuților. Te-ai obișnuit cu lipitul ușor? Deja m-am obișnuit. Timp de 2 ani s-a bătut mâna. La început probabil că aveai și o altă viteză de lipire. La început era fiecare bănuț, nu știu... Analizat. Deja partea cu care să lipesc, deja pe viitor m-am obișnuit. Și am observat că nu te uiți atent cum e cu stema sau cu cifra, adică lipești cum îți cade la mână, așa. Deja acum joacă fantezie aici. Cât îți va lua ca durată? De exemplu, vrei să-l termine astăzi? Reușești? 2-3 ore maxim la lipitul bănuților. Și deja până seara o să fie finisat, aproape finisat. Da, fiecare strat este nevoie să faci o pauză, să usuci mai bine primul strat sau nu contează? Primul strat se lipește, apoi se curăță din firele de lipici care rămân în urmă, apoi deja se trece următorul strat. Din ce este tulpina? Pentru că inițial mi s-a părut că este chiar sârmă la duritat. După aia am analizat, m-am uitat la cel de pe perete. După aia am observat că nu are, deci parcă ar fi din stofă, din ață. Ce e de fapt? Sunt șervețele de masă, tăiate mărunt și deja răsucite. Care a fost cea mai mare lucrare pe care ai realizat-o până acum? Cea mai mare lucrare a fost de 120 pe 60 de centimetri. Am lucrat la ea o săptămână, să-ți spun sincer, am visat și noaptea cum să produc, să fac schița pe acest tablou, fiindcă mi-a fost mai problematic. Îți mai amintești ce cantitate de bănuți ai folosit? Am folosit și alte monede din diferite țări, dar în jur de 500 de lei am mers la sigur. De regulă, lucrarea finisată presupune și înrămarea acestea? Am grijă eu și de ramă. Deja cum este solicitat, depinde deja în ce stil să fie,
De exemplu, am mers la atelier chiar cu o lună urmă și am dat comandă de o ramă anumită. Credeam că zici că mă ajută tata. Nu. Și mi le pregătește. Nu, până la nord e cam mult. Cu părinții. Da. Am înțeles corect pasiunea de la mama. Mama ce face? Croșetează, împletește, ce face? Mămica mea, de fapt, croșetează. Ea se ocupă cu croșetarea fetelor de masă. Și eu eram mică, vedeam cum ea croșetează, avem și eu atracție față de această pasiune. Nu mai știe exact câte tablouri cu pomi plini de bănuți a creat până în prezent. În schimb, își amintește satisfacția pe care a trăit-o când și-a văzut operele finisate. Tu alegi nuanțele copacilor sau coroanelor în funcție de starea ta de spirit sau de doleanța celor care fac solicitarea lucrării? De fapt, aleg după solicitarea clientului, deja care dorește bronz, care dorește deja argintiu. Aceasta, practic, este ultima etapă a lucrării? Da, desigur, ultima după etapă. Care urmează în rămare. Da. În rămare și deja vedem, sau un text, ceva. Doritorii care vor să aibă astfel de cadou în casa lor știu semnificația copacului? Pentru că fiind o bănuț, de fapt, are un mesaj mai profund. Îl știu, îl cunosc? Uite, explicația vine din ce că din vechi străvechi se consideră că copacul astfel de la rădăcini, plecând de la tulpină, apoi la ramură, este ca un fel de simbol al unirii. Doar copacul, arborele genealogic, de exemplu, când se reproduce, el, la fel este cu ramuri, cu vechi moștrămoși de rădăcini, apoi urmașii. Am observat lângă tulpina copacului niște bănuți așa aruncați pe jos sau special poziționați. E un mesaj anume? Semnifică ceva? Aici sunt poziționate două monede, ceea ce semnifică cuplul. Așa. Și deja aici sunt trei monede, ceea ce semnifică viitorii urmași. Aha. Sau deja care sunt. Știu că mai ai o pasiune sau o ramură a pasiunii tale de a crea niște accesorii foarte drăguțe din piele, am văzut, și chiar și petrecele din ceea ce am văzut postat. Nu, mersi mult. Este o pasiune care a apărut nu de mult. De fapt, cu piele am început să lucrez din toamnă și cu petrecelele din vară. Ca orice iubitoare de frumos, am cerut să-i văd lucrările destinate pentru ocaziile speciale. Aici este o lucrare efectuată din piele. Naturală este baza pentru cerc din metal, apoi merge lenta și, desigur, pielea naturală. Deja după forma care eu... Da, am văzut că ai deci diferite flori. Da, desigur. Și nuanțele sunt diferite. Și cu petricele ai încercat. Văd câteva lucrări care sunt iarăși combinate foarte drăguț. Nuanțe diferite. Ți-a luat mai mult timp să lucrezi la cele din piele sau petricele sunt mai pretențioase? De fapt, petricele sunt mai pretențioase fiindcă baza cu care lucrez din sârmă, chiar, se rupe ușor și de asta trebuie să fii atent cu el, cum răsucești și cum pui detaliu. Le-ai creat așa după imaginația ta sau ai avut o sursă de inspirație? Uite, la unele am sursă de inspirație, dar la altele deja cum imaginația mea lucrează, mai des după imaginația mea. Vreau ca cele care poartă accesoriile mele, atât doamnele cât și domnișoarele, să fie unice și nerepetabile. Cât lucrezi la un astfel de accesoriu? Un astfel de accesoriu lucrez în dependență de complexitatea acestuia, de la câteva ore până la câteva zile. Uite, am văzut aici o floare, e probabil un început de ceva, că nu-mi dau seama ce urma să fie. De fapt, este o floare care am început să lucrez la ea săptămâna aceasta. Am lucrat la ea 3 zile
Și să-ți spun sincer, pe viitor nu știu încă ce va fi, probabil o broșă sau... Vedem deja după imaginație ce să fie. Inițial m-am gândit că e un buchet, știi, pentru o vremire suică care nu vrea flori, care să o filească. Deci este o idee interesantă pentru un buchet, dar deja după solicitarea domnișoarelor. Toate care le văd, toate îmi plac. Bine, nuanțele pastelate care mi s-ar potrivi pentru ținta mea, care mi-ai recomandat-o? Uite, cred că din toate nuanțele pastelate, după ținuta ta, s-ar potrivi acesta. Hai să vedem. Știi că îmi place foarte mult și cred că și cele care ne-au vizionat o să își dorească să aibă astfel de accesoriu în colecția lor. Și totodată vreau să-ți mulțumesc pentru că ne-ai povestit în detalii cum le realizezi și aceste coronițe frumoase, dar și copacii banilor sau ai familiei, cum îi spui tu. Și îți doresc succes în continuare. Mulțumesc frumos pentru că m-ați vizitat și pentru că m-am împărțit cu voi cu pasiunea mea.